O să vorbesc de sistemul de urgență din România și o să vorbesc anumite aspecte să înțelegeți cum s-a dezvoltat acest sistem. Unde eram, unde suntem, unde vrem să mergem, pentru că puțină lume își mai aduce aminte unde eram acum 23 de ani. Deci, orice sistem, când îl creăm, are unele componente în el. Și trebuie să înțelegeți că sistemul de urgență din România are aceste componente. Și aici vorbim de componentele accesul în sistem, adică cum sunăm că să vină cineva să ne salveze, primul ajutor, asistența de urgență avansată, defibrilarea rapidă a bolnavului dacă e în stop cardiac în primele minute, dacă se poate, spitalul, unitatea de primire urgență, unde primim bolnavul, comunicarea și comunicațiile, toate astea fac parte din sistemul de urgență. Și dacă faci un sistem de urgență care merge bine 112, dar n-ai cine să vină după ce ai sunat la 112, 112 poate să fie perfect, dar atunci sistemul de urgență nu merge. Dacă ai un sistem perfect și 112 nu merge, iarăși nu va merge sistemul, pentru că cei care stau și așteaptă să vină să salveze o viață nu o să afle că trebuie să meargă acolo. Așa, în ambele situații vorbim de un sistem integrat care trebuie să funcționeze toate componentele lui bine ca să putem zice că avem un sistem. Așa erau dispeceratele înainte și nici nu aveau calculator în față. Asta este un dispecerat care poate funcționa prin anii 2000, începutul anilor 2000. O singură persoană pentru un județ răspundea la telefon la 961 și zicea: stați să văd că mai sună un telefon, mai sună un telefon, și după care încerca să trimită câte o ambulanță de aici sau de acolo ca să răspundă la apelul cetățenilor. Pompierii la locul lor făceau același lucru, poliția la locul ei făcea același lucru. Ce vedeți aici este un dispecerat integrat. Acolo vrem să ajungem. Asta este dispeceratul din Mureș. Este din 2008 deschis, din 2001 l-am integrat, din 2008 s-a deschis această încăpere aici. Și aici aveți 112, aveți poliția, pompierii, jandarmii, medicii, toți în același loc. Și coordonează toți sistemul de urgență din județul Mureș. N-am reușit să conving că acolo trebuie să ajungem. Am avut foarte multă împotrivire și aici a fost o bătălie imensă ca să ajungem. Dar am reușit până în ziua de astăzi să facem următoarea chestie. Ce vedeți aici? Deci în România nu mai avem dispecerate separate ale ambulanței de pompier. Ultimele două rămase nerezolvate sunt Constanța, București. Restul toate, ambulanța cu pompierii stau în același dispecerat. Asta a fost muncă între ce era, unde e Mureșul, de exemplu, acum, și în județul Hunedoara au mai făcut ceva acum, și între ele am reușit să aducem măcar pompierii cu ambulanța împreună. Dar vedeți, mai avem probleme. Când au făcut designul dispeceratului, au stat spate la spate. Și asta, în mod normal, nu merge. Cel de la Mureș, care vi l-am arătat, deja s-a schimbat. Stau față la față toți că se poate să discute. Asta era o poză mai veche ce v-am arătat. Dar aici încă mai avem de lucrat că oamenii să lucreze împreună. Mergem mai departe. Primul ajutor. Asta era primul ajutor acum 23 de ani și nu numai. Pot să vă spun că ultimele daci neechipate au dispărut din sistem prin anul 2007, 2008, 2009. Când am început într-adevăr să abordăm sistemul de sus în jos și să răspândim sistemul și să punem reguli în sistem. Aveai noroc dacă venea mașina asta. 961 era numărul de urgență, 112 nu exista. Când am vrut să introducem 112, am avut o rezistență fantastică din partea celor unora, nu generalizăm, de la ambulanță, care au zis că nu vrem să schimbăm. Mai ales era un coleg la București care n-a vrut să audă de acest lucru. Am trebuit să luăm decizii. Și decizia 1 a fost, împreună cu cei de la STS, mutați 961 să sune la 112 de acum. Dacă un om nu știe decât 961, când formează 961, să treacă telefonul la 112.
Și a doua chestie care am dat-o ca dispoziție încă în primele luni când am ajuns subsecretar de stat la Ministerul Sănătății în 2007, să șteargă de pe toate ambulanțele 961 să scrie 112. Și am început să-i vânăm în străzi. Cei care aveau alt număr decât 112 pe mașină erau sancționați. I-am dat o săptămână și după care am început să-i verificăm. Și așa am reușit să rezolvăm acest lucru. Primul ajutor acum așa arată. Motociclete în București, cu defibrilatoare, cu echipamente medicale pe ele care se ajungă foarte repede. Ambulanțe, și ale serviciului de ambulanță și ale SMURD-ului. Și până și mașinile de pompieri care s-au cumpărat recent, toate au echipamente medicale de prim ajutor pe ele. Au defibrilator, au oxigen, au echipament și cel mai important lucru, au oameni pregătiți pe ei, care pot să ajungă rapid, să înceapă primul ajutor până ce se face ceva. Întrebarea care o puneam întotdeauna la mulți, care ziceau ce să caute pompierii. În 90 pompierii nu mergeau decât la incendiu. Acum pompierii, primul număr de intervenție al lor, cea mai mare cifră, sunt urgențele medicale. Și răspunsul meu întotdeauna era, ce prefer? Faci un accident sau un stop cardiac? Vine pompierul în 3 minute, te salvează, sau vine medicul în 20 de minute și îți face certificatul de deces? Hotărăște-te. Pentru că pompierul poate să vină cu un defibrilator inteligent, să-l pornească, să te șocheze până ce apare medicul. Dacă tu vrei să scoți pompierul să nu vină și să aștepți medicul, nu avem mulți, până ce ajunge medicul, cu siguranță e depășită situația și îți face certificatul de deces. Asta este și motivul de ce am introdus motociclete. Asta nu transportă pacienți, nici mașina asta, dar ajung repede și fac ceva până ce vine o mașină de ambulanță sau o mașină care, a SMURD-ului, care poate transporta pacientul. Terapie intensivă mobilă. Mașina asta are o istorie, are o poveste. Prima mașină adevărată de terapie intensivă cumpărată în România. În 98, Ministerul Sănătății a cumpărat câteva ambulanțe, l-a dat la serviciile de ambulanță și ne-au zis la Mureș, era singurul SMURD cu Oradea, mai erau vreo 4 județe, erau Oradea, Cluj, avea Sibiu și Mureșul. Și au zis, vouă nu vă dăm mașini. Și am zis, las că vă arătăm noi atunci. Și am făcut o chetă publică în Mureș. Și în 3 luni de zile am colectat aproape de 180.000 de mărci, care era costul acestei mașini. Și am adus-o. Și după care am trebuit în timpul unei campanii electorale să colectăm semnături, că să convingem finanțele că nu subminăm economia statului, pentru că așa ne-a scris un funcționar de acolo, că să ne scutească de TVA, că vroia să colectăm și TVA-ul pentru ei, care era aproape de 48.000 de mărci. Și am câștigat, atunci președintele care era, domnul Constantinescu, chiar a intervenit și am fost scutiți de TVA printr-o hotărâre de guvern. Și asta a devenit modelul după care a crescut sistemul în România. Unitățile de primir urgențe. Ce vedeți aici, noi îi spuneam în Mureș baraca. Nu erau unități de primiri urgențe. Dacă ajungeai la un spital, aveai camere de gardă. Camera de gardă chirurgie, camera de gardă interne, camera de gardă neurochirurgie, neurologie. Intrai, făceai cu degetul așa, stăteai, vedeai pe unde bate vântul, ce te doare. De multe ori tu îți făceai triajul și spuneai, mă duc să văd internistul sau mă duc să văd chirurgul. Și ajungeai la camera de gardă de la chirurgie și îți spunea asistenta, domnul doctor este în sala de operație, așteptat. Și tu poate că nu aveai nimic cu chirurgia, poate că aveai un infarct și te durea burtă pentru că e un infarct cu durere atipică sau așa ceva. Și atunci am început cu scoțienii să dezvoltăm și am adus spitalul din Mureș, nu a vrut să ne lase să facem unitate de primiri urgență în parterul spitalului. Am făcut în 93 cu colegii din Scoția o cameră de resuscitare în parterul spitalului, forțată, cu sprijinul unor profesori și a unor colegi de-ai noștri. Într-un an am redus mortalitatea cu 50% în zona respectivă. Și atunci, în următoarea perioadă, am reușit să convingem să aducem o unitate de primiri urgență carată pe camioane, de la BBC și de la o actriță care se numea
sau se numește Anneka Rice, cu colegii din Scoția și am ridicat-o în curtea spitalului. N-am timp să vă povestesc poveștile, că atunci o să înțelegeți ce războaie au fost atunci. Că atunci a fost război total cu direcția sanitară, cu toți care nu vroiau, cu toată lumea care nu vroia să ne lase. Vine clădirea asta, se face și era prevăzută să rămână 5 ani, din 94 până în 99, în ideea că după asta se schimbă mentalitățile și ne mutăm în parterul spitalului. Ne-am mutat în parterul spitalului. Așa arată acum unitatea de primiri urgență acolo. Și sunt multe care arată așa acum în toată România. Dar ne-am mutat în 2012. Adică până în 2012 am stat în așa zisă baracă, am început să vedem 3.000-4.000 de bolnavi pe an și când ne-am mutat, noi vedeam pe an aproape de 50.000 de bolnavi. Nu aveau unde să stea, nu aveau locuri, nu aveau nimic, că 12 locuri puteam să consultăm, pe când în noul serviciu avem aproape de 30 și ceva de locuri de consultare. Mergem mai departe. Foarte mult am fost criticați că nu avem medici pe toate ambulanțele și că ambulanța nu are medici și fiecare dată când se întâmplă ceva, iese presa și spune: a fost ambulanța, dar fără medic. Și noi mergem și explicăm: domnilor, nicio țară din lume nu are un medic pe fiecare ambulanță. Nici noi nu putem să facem asta. Și atunci am introdus telemedicina. E ca la Gini din asta, deci freci asta și ți iese imediat și spune ce dorești. Așa e telemedicina. Apeși două butoane și imediat îți apare doctorul pe partea cealaltă și te întreabă cum pot să te ajut. Asta e centrul de recepție de la Iași, de exemplu. E conectat cu peste 30 și ceva de spitale și aici, la distanță, e fac o consultare pe ecografie, de exemplu. Deci poți să vezi orice, dar ce este mai frumos este că poți să vezi și ce se face la un caz, la distanță. Și asta, vedeți, un caz real care este și care o să-i asiste din Târgu Mureș și să-l întubeze și să-l pregătească până ce bolnavul este preluat de elicopter. Mașinile, am pus în ele telemedicina și poți transmite de la fața locului și imagine și electrocardiograma și tot. Am fost sprijiniți pe lângă ce a achiziționat Ministerul Sănătății, de proiecte finanțate la Fundația pentru SMUR, de proiecte europene, că să facem același lucru, aceste lucruri. Asta, de exemplu, este transmisie din stradă, din stradă. Imagine și tot la un stop cardiac transmis la spital. Elicopterele, am început cu o muncă cu elicoptere improvizate, închiriate, că vroiam să facem ceva și am ajuns să avem, să colaborăm cu Ministerul de Interne, cu Ministerul Apărării, să avem elicoptere. Acum sunt 9 elicoptere în țară de acest tip și avem și avionul care l-ați cumpărat dumneavoastră prin 2%. Și care a făcut într-un an de zile a făcut deja peste 300 de misiuni. Și astăzi zboară acest avion și are misiuni. Și a mai venit altcineva, domnul Țiriac, și ne-a mai donat un avion anul ăsta și acum sunt două avioane care lucrează. Colaborarea cu armata, cu celelalte structuri ale Ministerului de Interne, asta toate sunt parte din sistemul nostru. Accidentul major care a fost în Sighetul Marmației, similar cu ce am făcut la Muntenegru, avioane militare folosite să transportăm bolnavi. Să nu credeți că sunt multe țări care fac acest lucru. Faptul că în România facem acest lucru este un lucru extraordinar, dar cred că pot să număr în Europa vreo 3 sau 4 țări care pot să facă acest lucru în viteza în care o facem noi. S-ar putea că să pot să facă mai mult, dar îi trebuie și o zi și două și trei să planifice și să facă. Vreau să citesc un citat înainte să arăt două secvențe de film. Asta e un citat care îl găsiți la Apple și zice: "Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pigs in the square holes,
The ones who see things differently, they're not fond of rules and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, about the only thing you can do is ignore them. Because they change things, they push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see genius, because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Și acest lucru pot să-l zic despre toți colegii care am lucrat cu ei și împreună cu care am reușit să schimbăm lucrurile. Vreau să vă arăt viitorul. Cu dotările continuăm, cu totul continuăm. Cel mai important lucru e pregătirea. Pregătirea personalului. Și vreau să arăt acum din fonduri europene ce am reușit să facem în Mureș, un centru de simulare virtuală în caz de calamități. Și o să vedeți cum se lucrează. Uitați-vă aici, să vedeți imediat. Deci aici sunt 22 de stații, pompieri, medici, asistenți, paramedici care interacționează între ei și lucrează într-o zonă virtuală complet interconectată. Aici, de exemplu, ei lucrează pe o simulare de cutremur. Însă aici aducem oamenii să vorbească împreună din toate sectoarele și lucrează pe scenarii care sunt foarte bine studiate pentru ei. Viitorul care vreau să-l văd aici, domnul Mironov, cred că o să mă înțeleagă, este să ajung la hologram de la Star Trek. Și nu suntem departe. Deci pot să vă spun că pentru simulare există deja camere și cuburi care pot să intri și să interacționezi în atmosfera internă. Nu poți încă ai simțul tactil și tot, dar e în curs de dezvoltare. Și asta e extrem de important. Asta, filmul, de exemplu, filmul ăsta a fost arătat exact la France 5 în Franța și l-au văzut mai multe țări care sunt francofone. Și vreau să trec la ultimul film. Nu durează decât câteva secunde. Și vreau să urmăriți jos Ani. Aici a început la Mureș prima mașină de terapie intensivă, după care au început să apară în alte locații, Cluj, Oradea, Sibiu. Uitați-vă unde suntem. Primul elicopter la Mureș folosit prin 97, continuăm. Echipele de prim ajutor în galben, care au apărut experimental în Mureș și după care au început să apară în altă parte. Asta totul era dezvoltarea de jos în sus. Vreau să vedeți în 2007, când a început dezvoltarea să fie de sus în jos, ce s-a întâmplat. Urmăriți. Asta este smurdul în ziua de astăzi. Filmul deja e depășit. Deci sunt mai multe puncte, mai multe elicoptere și tot. Ce vreau să se înțeleagă este că ce s-a făcut este s-a făcut. Este făcut de mai mulți oameni, oameni care au participat, oameni care au sprijinit, oameni care au ajutat și făcut și de voi, chiar și de dumneavoastră. Mulțumesc!